Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special. Bogdan Codruț vă salută încă o dată și vă dă întâlnire și vă invită să rămâneți alături de noi până aproximativ în jurul orei 20 pentru o ediție cu totul și cu totul special. E drept, toate emisiunile noastre sunt speciale, dar aceasta cu atât mai mult pentru că avem prezenți aici în studio alături de noi pentru această după amiază de luni, doi invitații speciali pe care multă lume din suflarea fotbalistică din Telorman își dorește să-i vadă mai de aproape. Avem multe noutăți pentru dumneavoastră. Să prezentăm cei doi invitați și imediat în dreapta mea, în centrul imaginii, cel mai important sau poate singurul investitor privat important din fotbalul telormânean, domnul Walter Raffini. Bună seara, bună seara. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Sunteți pentru prima oară la o emisiune de sport. Prima oară. Mulți și-au făcut debutul aici. Mulțumesc. În extremitatea dreapta a imaginii, un portal bine cunoscut în Telorman, unul cel mai bun goalkeeper, Leven Celic. Bună seara și bine v-am găsit. Actualmente apără buturile lui Sporting Turnu Măgurele. Cine este Sporting Turnu Măgurele? Vom încerca să aflăm pe parcursul acestei emisiuni. Fostul portar al lui FCM Alexandria, actualmente aflat în proprietatea lui Sporting Roșiilor de Vede, împrumutat până în iarnă. Da. Până în iarnă. Ce se va întâmpla cu Leven Celic? Încercăm să aflăm pe parcursul acestei emisiuni. Dragi prieteni, după cum bine v-am obișnuit cu desfășurătorul emisiunii noastre, în cele mai multe dintre situații, în debutul unei noi întâlniri de luni după amiază, facem cronica unui meci pe care postul nostru de televiziune a avut plăcerea să vi-l prezinte în exclusivitate. Avem un meci de Liga 3-a. Media Sud este alături de Sporting Roșiilor de Vede în aventura ei în fotbalul divizionar. Ultima etapă, etapa cu numărul 5 din seria 3 a Ligii 3-a, s-a petrecut pentru Sporting Roșiilor de Vede pe terenul lui CS Ștefănești, clubul sportiv din Ștefănești. Dacă avem pregătite în regia de emisie rezumatul partidei de la Ștefănești de sâmbătă, așa cum vă spuneam, etapa a 5-a din seria 3-a, Liga 3-a. În roșu, având lovitura de începere, este echipa gazdă CS Ștefănești, care atacă acum. În tricouri deschise la culoare albastru, echipa Sporting Roșiilor de Vede, este faza primului gol, cred că da, șutează Ionuț Zaina, este minutul 12. Aici roșiorenii au acuzat un fault la portar și iată o minge în bară. Au avut ghinion roșiorenii. Mai vedem pe imagini și alte ocazii. A doua bară. Aici fază de contraatac și cred că este faza golului 2. Nu, ratare. A fost una dintre ratări. Așa se va scrie povestea și golului de 2-0. O minge, cred că scoasă, în extremis de Preda, care a ciupit și bara. Încă o fază de contraatac. Și până la urmă se face 2-0. Au fost câteva faze de contraatac, doar una dintre ele fructificate de Clubul Sportiv Ștefănești. Aici este faza din minutul 44 la care roșiorenii au reclamat un penalty la o împingere în careu asupra lui Priescu, jucătorul cu numărul 14, centralul partidei. Însă a rămas impasibil, un arbitraj contestat de conducerea roșioreană, care a acuzat jocul dur și privarea de un penal. Deci aici un gol total nefericit, golul de 3-0, nou intratul Ionică, l-a prins pe picior greșit pe Eduard Butoi, portarul de rezervă introdus de Cristi Negru pe parcursul jocului. A fost și golul lui Floricel de 3-1, multe ratări, mult ghinion și multă supărare în tabăra roșiorenilor, 3-1 pe terenul echipei care la ora asta are 13 puncte și se află pe primul loc. Avem și două interviuri luate la cald. Haideți să-i ascultăm pe cei doi tehnicieni cu impresiile imediat de după meci. Dacă suntem pregătiți, le așteptăm. Domnule antrenor, în primul rând felicitări pentru această victorie. Ați făcut 13 puncte, sunteți neînvinși, 3 victorii. 4 victorii și un meci egal în acest debut de sezon. Meciul de astăzi l-ați câștigat cu 3-1, dar au fost momente în care Sportingul a dat impresia că poate întoarce rezultatul. Dumneavoastră, după margine, cum ați văzut jocul echipei dumneavoastră?
Știam că întâlnim o echipă bună, o echipă arțăgoasă, o echipă agresivă și așa s-a și întâmplat. Sigur, eu spun că am jucat bine, am făcut un joc bun, chiar dacă după 2-0 ne-am retras puțin, ceea ce eu n-am cerut lucrul ăsta să ne retragem, dar teama de a nu primi gol ne-a făcut să ne retragem acolo. Sigur că au avut ocazii și cei de la Roșiori, dar eu spun că chiar și atunci când echipa adversă era peste noi, eu spun că am controlat jocul tactic. Victoria cred că nu poate fi pusă la îndoială. Ce așteptări aveți de la acest sezon? Sunteți acolo sus, neînvinși, jucați bine, o echipă care are perspectivă. Ce așteptări aveți? Aveți un obiectiv important? Ne-am propus să pregătim fiecare joc foarte bine, ne-a ieșit până acum. Avem punctaj aproape maxim, dacă nu făceam acel egal cu Chiajna, de care îmi pare foarte rău, avem punctaj maxim. Ceea ce mă bucură foarte mult e că echipa începe să paseze așa cum vreau, să practice un joc nu neapărat spectaculos, dar o posesie progresivă spre poarta adversă și mai ales în terenul advers, ceea ce e foarte important și asta mă bucură foarte mult. Sigur, la final vom vedea unde vom fi. Eu personal mi-aș dori să promovez. Mergeți la Târgoviște, Sportingul a luat un punct acolo cu FCM-ul, o echipă solidă, FCM Târgoviște. Mergeți să luați puncte sau punct? Eu pregătesc jocurile, toate jocurile să câștigăm. Sigur că e un meci în deplasare, va fi un meci greu, mai ales că îmi spuneți că a făcut meci egal. Știu că e un teren dificil acolo, nu mă refer la suprafață, e un teren dificil la propriu, e o echipă bună din ce am auzit. Mergem să câștigăm, să ne consolidăm poziția sus acolo în clasament. Domnule antrenor, 3-1 la Ștefănești, un teren dificil, o echipă puternică. Pe alocuri am avut speranțe că Sporting va lua cel puțin un punct. A fost 3-1, la două goluri am zis eu și în comentariul meciului, echipa dumneavoastră poate să-și revendice un asist. Pe bancă cum s-a văzut? Ce le-a spus jucătorilor și ce s-a întâmplat în teren? După părerea mea, rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Într-adevăr, am făcut două greșeli mari de portar la primul și al treilea gol. Sunt greșeli clare. Le-am oferit adversarului două goluri gratuit. O primă repriză echilibrată, iar repriza a doua, eu zic că am dominat în totalitate o echipă care a jucat acasă și n-a reușit să iasă din jumătate proprie decât prin contraatacuri. Este păcat că facem asemenea greșeli individuale care ne costă, pentru că fotbalul te pedepsește. Iar când avem ocazii, nu reușim să marcăm, nu avem un jucător de finalitate care să bage mingea în poartă. Din păcate, ne creăm foarte multe situații, ați văzut și dumneavoastră, în fața porții, dar nu reușim să marcăm. Ce ar mai fi de spus? Jucați acasă cu Clinceni, o echipă aflată în suferință, de asemenea și ea. Va fi un meci teribil la Roșiori, etapa următoare. Veți merge la victorie? Cum veți aborda jocul? Trebuie neapărat câștigat meciul de etapa viitoare pentru a mai aduce puțină liniște la Roșiori? Da, întâlnim o echipă destul de bună. Echipele, în general, din București, sunt echipe bune. E clar că nu mergem decât la victorie. Ne dorim să câștigăm cele 3 puncte, pentru că, vedeți și dumneavoastră, prea ușor cedăm puncte, atât acasă, cât și în deplasare, pe un fond de dominare al nostru. Mi-aduc aminte și de Astra, meciul de acasă, când am dominat 90 de minute și am pierdut. Aici am dominat clar repriza a doua și am pierdut. Sper ca jucătorii mei să se trezească o dată realitate, să nu mai facem aceste greșeli, pentru că aceste greșeli în fotbal ești pedepsit. Nu dai gol, nu marchezi, ratezi, adversarul are o singură ocazie și marchează. Lipsă de omogenitate, de maturitate, de experiență la Liga 3, pentru că acest lucru pe care l-ați amintit și dumneavoastră l-am sesizat și eu. Acolo o posesie sterilă în preajma carierului de 16 metri, în unele situații chiar sufocarea adversarului, dar mingea nu pleacă periculos spre poartă. E clar că este vorba și de lipsa de omogenitate, pentru că am adus foarte mulți jucători în vară și este perioada foarte scurtă. Sunt și jucători care nu au activat la acest nivel și se vede în locul acesta, că este altceva față de Liga 4. Este greu pentru că jucătorii i-am strâns pe ultima 100 de metri, dar fotbalul e fotbal. Și de la un meci la altul, un meci nu seamănă cu celălalt. Sper și am încredere în ei că se vor mobiliza la jocul de acasă să câștigăm cele 3 puncte, că este foarte important să câștigăm cele 3 puncte puse în joc. Să câștigăm cele 3 puncte puse în joc, acest lucru va încerca sâmbătă 4 octombrie cu începere de la orele 15 pe stadionul municipal Sporting Roșiori de Vede contra lui Inter Clinceni.
Formație care a reușit și ea să câștige primele 3 puncte, prima să și ajungă prima victorie în această nouă ediție de campionat din Seria 3 a Ligii a 3. Haideți să trecem puțin în revistă și rapid meciurile și rezultatele etapei cu numărul 5 din Seria 3 a Ligii a 3. Dacă suntem pregătiți, să le afișăm și pentru telespectatorii noștri pentru a trece succint în revistă. Iată-le. Clubul Sportiv din Afumați 5-1 cu FC Târgoviște, Urban Titu 2-0 cu Atletic Bradu, CS Podari 0-0 cu Vișina Nouă, Chindia Târgoviște pierde acasă 0-1 cu Argeșul Pitești, formație pe care Sporting Roșiori de Vede a surclasat-o în prima etapă cu 4-0 la Roșiori. Dinicu Golescu, Câmpul Lung 2-2, Concordia Chiajna, Inter Clinceni, vă spuneam, a câștigat și ea primul meci în această ediție de campionat, are 5 puncte în totalitate, 3-0 cu Astra Ploiești, Ștefănești 3-1, Sporting Roșiori de Vede. Aceasta este tabloul rezultatelor înregistrate în precedenta rundă cu numărul 5 din Seria 3, Liga 3. Înainte de a trece la principalul subiect al serii, să ne aruncăm o privire și asupra clasamentului la zi din seria în care evoluează Sportingul. Îl avem afișat și pentru telespectatorii, noștri. Vedem acolo că formația care a reușit să o învingă pe Sporting Roșiori de Vede conduce clasamentul cu 13 puncte și vedem că Sportingul se află pe poziția a 10-a, pe poziția a 9-a, Inter Clinceni cu 5 puncte, diferență de un punct între ele. Va fi un meci interesant, vă spuneam, sâmbătă pe Municipalul Roșiorean cu începere de la orele 15. Asta o informație pentru iubitorii fotbalului din Roșiori, care probabil vor veni să-și susțină favoriții pe stadionul propriu. Mulțumim! Domnilor, nu pot să mă abțin să nu-l întreb pe Levent, pe Levent Celic, portarul actual al lui Sporting Turnul Mugurele, cel puțin până în pauza competițională dintre tur și retur. Te mai interesează ce face Sportingul? Te mai uiți? Ai văzut meciul la televizor? Meciul nu l-am văzut, am văzut rezumatul care l-a spus dumneavoastră. Normal că mă interesează, este o echipă de la noi de județ și joacă la un nivel mai sus și e normal să ne intereseze și ce rezultate fac ei. Și când jucam la Alexandria, și pe ei poate îi interesau ce facem noi la Alexandria, ei activând mai jos ca noi, noi fiind la Liga 3-a. Și e normal, suntem în aceeași județ și e normal să ne intereseze și ce fac ceilalți. Vom mai discuta despre relația ta și cu Sporting Roșiori de Vede, poate și amănunte legate de transferul la Roșiori, la turnul de la Alexandria, ultima oară activă la Alexandria, ultima echipă la care te știu eu. Da, am cel mai mult timp și 30 de minute pentru Roșiori. Și pentru Roșiori. Da. Domnule Walter Raffini, o întrebare ne macină pe noi ziariștii din Telorman, păi scrie acolo, cine este Sporting Turnul Mugurele, cine este Walter Raffini. Cunoaștem că la Turnul Mugurele, în sfârșit, reapare fotbalul la nivelul seniorilor, dați-mi voie cu tot riscul, să spun, singur eșalon care contează, pentru că, dincolo de onorabilitatea, necesitatea și activitatea demnă de fericitate a celor care investesc foarte mult în juniori, doar cu juniorii nu se poate. E foarte ușor, e foarte lung drumul de la juniorat la maturizare sportivă și mult se pierd pe deasupra și dacă, bun, îi creștem, unde îi punem să joace pe majoritatea dintre ei pentru a se căli în focul luptelor adevărate la nivelul seniorilor. Turnul Mugurele în sfârșit are o echipă de fotbal și nu orice fel de echipă, una foarte bună care are parte poate de cea mai bună organizare și de cel mai ambițios proiect. Asta în condițiile în care concurența încă mai e în județ, la Liga 4. Domnule Walter Raffini, sunteți un om de afaceri venit de mulți ani în... 20 de ani. În Turnul Mugurele. Sau în Telorman. Nu, în Turnul Mugurele sunt de 5 euro silos, e al 16-lea an, că e deschisă. În Turnul Mugurele.
V-ați stabilit la turnul Măgurele? Nu, eu locuiesc în Alessandria, dar business-ul e în turnul Măgurele. Ah, interesant. Sunteți, aveți biletul în Alessandria? Sediu de la Eurosilos în Alessandria. Ah, ok. Și aveți foarte multe afaceri la turnul Măgurele? Silosul principal e la turnul Măgurele. Faceți afaceri în domeniul agricol? Comerciul de cereale. Comerț de cereale. Da. Asta specificul e comerț de cereale. Bun. Se vorbește foarte mult, apar tot felul de informații, despre potența dumneavoastră financiară. Sunteți apărut pentru mulți dintre noi din Neant tentativele de susținere particulară a unei echipe de fotbal, chiar și la nivele foarte mici, în Telorman. Este rizibil de multe ori și pe termene scurte. Chiar dacă, spre exemplu, la Vârtoape, din câte știu eu, s-au mai făcut ceva performanțe, dar se menține foarte greu și acea echipă și în jurul ei circulă zvonul că n-ar mai putea fi ținut. Dumneavoastră sunteți la alt nivel, aveți altă învergură. Se vorbește de zeci de milioane de cifră de afaceri și de mulți bani băgați în fotbal. Prima întrebare. E prima oară când vă apropiați ca investitor de fenomenul ăsta? Da, e prima oară că mi ocup de fotbal. Nu m-am ocupat nici în Italia. Motivul pentru care e nascut progetul Sporting Turno è un motivo nascuto da și cerințe, vorbe, de ce șeful nu fai o echipă de fotbal, la Turno necesită o echipă de fotbal. Și noi, fiind o societate de o anumită d-un anumit volume, avem făcut o idee de investire în publicitate în un'echipa de fotbal. Potevo cumpărare pagine publicitare în un ziar sau orice. Și avem preferat a fare un progetto reale che aveva și o sostanza sociale, adică in Romania fotbal è un fenomeno forte iubito de uomini, legato și a lipsa in turno de o echipa de fotbal, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, și a început ca un gioco, poi din peccate noi suntem obișnuiti ca gruppo, ca societate, de fare lucruri cum trebuie, jumătate de normă nu ne-a plăcut niciodată. Avem găsit în primăria de Turnu Măgurele un sprijin nou financiariu datorită lipsa che ha o primărie de sau efort che acum primăria Turnu aduce cu juniori, dar asta nu era interesul nostru de a avere suportul financiariu de la nimeni. Ne-au permis prin aprobare de Consiliul Consiliul Local de închiriare stadionul pentru meci. Adică avem găsit o disponibilitate, un suport. Da? Noi avem pus ceva banuții pe acolo, avem cunoscut Vali Badoi, io ho un punto me di vedere, lui è penso una persona che credo che ha anumite ambizioni, anumite ha ceva de spus. Gogoșa s-a cam umflată. Unde vom ajunge, ce vom face, vom vedea. Nimeni nu știe. Noi mergem pas cu pas, fiecare meci e luat în considerare ca tare. Cine deja ne consideră, cine nu ne consideră, cine... Fiecare se l-o freca cum vrea, insomma, pe rămânesc. Asta e tot. Noi suntem acum pe finalul lunii septembrie. Hai să spunem că, practic, septembrie a fost consumată. Campionatul a început pe 30 august. Ora facem pastra mai în octombrie, nu? Ne pregătim de oaie. V-ați deprins cu obiceiurile românești. În octombrie se face oaia. Când a început proiectul ăsta? Iulie. În iulie. În iulie v-a venit ideea așa, revelație. Iulie sau? A pornit discuțiile și în 70 de zile... A apărut echipa. A apărut echipa. Seamă deja club sportiv, tot. Nu sunteți asociație sportivă? Nu, club? Am fost. Noi seamă deja fost club, dar 18-20 august. Bun. Ați făcut pași rapizi pe care alte echipe... Asta fără documente corecte.
exact cu documente. Sunteți luat în calcul de oamenii de fotbal, Sporting Turnul Măgurele este luat în calcul de oamenii de fotbal din județ ca o pretendentă la promovare. Așa se aude. Așa se aude. Ați auzit și dumneavoastră, știți ceva? Aveți obiectiv promovarea sau formarea unui fenomen acolo? Nu, nu. Diciamo, e come se io mi fai o întrebare dacă eu vreau să ies la masă cu Mary din Moro, nu? E același lucru. Dacă sei în gioco, gioci, nu? Și gioci pentru castigare. Non è un obiettivo obbligatorio, dar de ce nu? Adică fiindcă giocam până la capăt, nu? Dar pas cu pas. Veți trata fiecare etapă, fiecare pas cu pas? Obligatoriu. Indiferent de poziția în clasament, nota de plată vine la sfârșit. Aveți un discurs care are alt aer, așa. De obicei, în Teleorman și în România, în general, ca să nu spunem că Teleormanul este o excepție, sunt multe proiecte care pleacă foarte spectaculos, care își propun obiective uneori realizabile, dar în fotbal e totul în anumite momente atât minge rotundă. Mingea e rotundă, da? Atunci, obiectivul este ratat și proiectul se dărâmă ca un castel de nisip, de parcă nici n-ar fi existat acolo. De parcă niciodată n-ar fi existat acei oameni care s-au strâns la un loc și care au făcut niște lucruri extraordinare și totul se termină. Pe mulți îi frământă ideea, chiar dacă promovează, chiar dacă nu, sezonul următor vom mai putea vedea la locul Sporting Turnul Măgurele? Eu cred o diferență în asta. La sport în turnul nu sunt sute de persoane, fiecare spune a lui. E un grup restrins care ia decizie. E un grup larg, perché è compus de giocatori, antrenori și așa de mai departe, care vor să facă o treabă, dar nu facem nicio ipoteză de viitor. Sigur, avem început un lucru, da? Vedem unde ajungem. Și mâine vom vedea ce facem mâine. Ne ocupăm de astăzi. Domnule Rafini... Avem creat o condiție, asta cred că avem creat o condițiile pentru un fotbal, pentru fotbal. Și ce mi răsplăteste e 660 de persoane sâmbătă pe tribuna la Turnul Măgurele. Aveți peste 600 de oameni? Sâmbătă a fost data trecută 430 și sâmbătă a fost 660 de persoane numerate, una pe una. Cine a numărat? Cum îi numărați? Aveți Când bine? Erano pe jos. C'è stata o persona che... Sigur, e o marge d'errore, dar poate fi o marge de 10 persone. Adică... Deci peste 600 de... Peste 600 de persone. În două, în trei meciuri. E asta e răsplata la Eurosilos. Haideți să ne aruncăm o privire asupra ceea ce înseamnă osatura lui Sporting Turnul Măgurele. Din ce știu eu din afară? Walter Rafini, acum am avut ocazia să vă și cunosc, să vă aduc aici la Sportul Special. Știu că domnul Nițu, fostul președinte al Comisiei Județene de Arbitri, este în staful dumneavoastră. Ce funcție ocupă el acolo? Cum se cheamă? Director tehnic, nu? Da. Director tehnic și Lever, cu ce se ocupă el? Deci tot ce ține de echipă, de antrenamente... Nu. Directorul tehnic cam la asta ar fi. Da, diciamo că la noi... E mai puțină rigiditate istorică, nu? Allora, tu te ocupi di asta. Noi avem un obiettivo de fare o treabă. C'è un antrenore che si occupa indiscutibilmente de parte de antrenamento și are decizie totali, fără nicio interferențe. C'è l'altri devono creare condițiile in spate che echipa și antrenorul fac treaba cum trebuie. Și momentan asta conceptul merge. E un obiectiv, fiecare trebuie să aibă vezla lui, vezla, nu? Vezla lui și toți trebuie să mergem în o direcție. Indiferent de funcție. Funcție... Prea puțin are importanță titulatura. Nu. Deci e Dan Nițu, director tehnic. Păi ce, fama termină în el. Așa.
Păi ne ajută și Lungu Marian. Așa. Ne ajută și Edi Burtan. Și aveți antrenor pe Vali Bădoi. Vali Bădoi, da. Cum l-ați convins pe Vali Bădoi? Are un nume în fotbalul românesc. Da. Și eu, să ce am un nume în lumea afacerilor? În lumea afacerilor, categoric. N-am internit, n-am plăcut. Ce rămâne de făcut? Era un cântec în România pe vremuri. O echipă de fotbal. Ce faci? Eu aveam o listă de idee, lui a avut o listă referințe și un sistem de abordare, ne-am cunoscut, ne-am plăcut și mergem înainte. Vedem unde ajungem. Cât aveți înțelegerea cu Vali Bădoi? Ce înțelegi? Ce perioadă de colaborare? Sau cât? Până se termină. Ca orice căsătorie, fără limite. Fără limite la bine cu divorț. Cine este? Vedem. Da. Trăim asta, iubire momentană. Interesant spus. Treburile merg bine. Merg bine la Sporting Turnu Măgurele. Tot îmi vine să zic Sporting Roșior. Era singura echipă care avea titulatura asta. Se nasc echipe cu Sporting. Noi, denumirea noastră exactă, Sporting Turnu. Sporting Turnu. Sporting Turnu. Asta Sporting Turnu. Am zis, înseamnă că am greșit acolo puțin. Nu, toți, majoritate. E firesc, nu? E firesc. Vă asociem. Da, e normal, nicio... Pentru firesc. Că sunteți un important om de afaceri din Telorman, cu cifre de afaceri de zeci de milioane. Așa? N-am greșit. Nu. L-au și publicate, dar sunt luate de la Ministerul Finanțe, când sunt albe și curate. Ok. Bugetul echipei Sporting Turnu, iarăși pe surse, apar tot felul de cifre. Eu am citit o cifră de 100.000 de euro. În fotbalul mare nu este o cifră care să te amețească. În Telorman, da. Aveți buget generos? Ca să nu încep cu cifre. Trăim binișor. Trăiți binișor? Trăim binișor. Așa vă permite să luați antrenori ca Vali Bădoi, care nu neapărat că plătiți. Poate venit pe gratis. Păi poate că a venit pe gratis. Bun, a venit pe gratis la un proiect. Pentru că ar putea să vină la o echipă de mâna a treia, în Telorman, să câștige mai mulți bani. A venit la proiect. Omul vrea să ia de jos, nu? Da. Nu ne spuneți cam cât aveți bugetul. Nu. Nu? Dar nu... Nu, e un buget, în afară de glume, e un buget important, cum au și altre echipe. Știu că Alessandro are un buget foarte mare, nu? Quindi non è așa surprinzătorul. Dar la dumneavoastră e privat, dar, noi suntem învățați cu bani de la... Aici sunt banii miei personali, sponsorizare de la Eurosilos prin publicitate care primeste, altri sponsor. Noi siamo o firmă privată. Sunteți o firmă privată care face fotbal acolo la Turnu Măgurele. Era nevoie, era mare nevoie din punctul meu de vedere și... Felicitări pentru această inițiativă. Rezultatul lo dimostra lume care vine la meci. E o sete de fotbal acolo. Da, dar și în alte orașe, dar s-a format galeria, e atmosfera, noi le avem furnizat buvuzele, fluere. Mi-ați adus și mie, dar să le spunem telespectatorilor că pe lângă materialele promoționale cu Sporting Turnu, ce să vă dai șepcuțe, o agendă pe care de mâine o să notez eu foarte serios așa alte lucruri pe care le fac. Avem undeva în spate și un fluier și... Cu esența noastră. Asta e esența noastră. Dacă suntem... Putem să focalizăm aici puțin. Așa se vede. Echipa pentru sufletul tău. Scrie. Echipa pentru sufletul tău. Mulțumim. Se vede, da. Sunteți între puținii care au mai fost. Echipe care au venit cu diferite materiale promoționale, dar acum văd și Fanion, e un lucru foarte bun. Vuvuzele nu mi-a dat nimeni. Nu? Da, nu. Fluere frumos. Da, și fluier, deci o să-l folosesc acum. Sunteți de puțin timp acolo la turnu și vorbiți deja de sute de spectatori care vin săptămânal să vă vadă. Vorbiți de o galerie. Levent.
Tu ai o poveste, ai 22 de ani, să le spunem telespectatorilor că poate și barba poate înșela așa, nu ești foarte, nu ești foarte, foarte în vârstă, mai mult de, de jucat fotbal de la 10 ani în sus pentru un portar care are o longevitate medie în, da, în fotbal. Mi-ai spus că vrei să, să trăiești în continuare din fotbal, ai jucat la echipe importante în, în Telorman, la poate cele mai importante. Ai fost mult timp la FCM Alexandria. Da. Haideți să, să dăm puțin timpul înapoi, nu foarte mult, pentru că dacă proiectul Sporting Turnu a început în această vară, atunci ai despărțit de FCM Alexandria. Da, da. Ai plecat tu sau a trebuit să pleci? Am plecat eu pentru că așa mi-am dorit, mi-am dorit eu. Toată lumea, majoritatea, mi-am auzit discuții că am fost dat afară, nu este vorba de așa ceva. Am plecat eu pentru că nu mi-am mai dorit să rămân. Mi s-a propus să rămân în continuare, dar nu mai mă, nu mai mă simțeam bine, nu mai simțeam că suntem un grup unit la Alexandria și am decis că cel mai bine e să plec. Ai ales tu Sporting Roșiori de vede sau te-a ales Sporting Roșiori pe tine? Pentru că tu acum ești în proprietatea lui Sporting Roșiori, împrumutat la Sporting Club. Vă dați seama că nici eu nu puteam să mă duc acolo să mă propun, hai, vreau să mă las portar, că nu mai, nu mai vreau să am profitat de... Domnul președinte din prezent de la Sporting Roșiori, am avut discuții și vara trecută cu dânsul și vara aceasta, mi-a propus, am fost acolo, am bătut palma cu dânsul și așa a fost să fie. Nu a apărat foarte mult. E drept că sezonul de Liga 3 nu este foarte avansat. La primul meci pe care l-am filmat noi acolo la Liga 3, la Roșiori, erai în rezervă. Ai prins și ceva minute. Da. Rezervă de lux era la Sporting. Am intrat în a doua etapă, minutul 50-55 maxim am intrat în poartă. Am apărat bine, zic eu, și după a venit această oportunitate cu Sporting Turnu, nu ascund faptul că mi-am dorit să vin la Sporting Turnu, nu am fost împins de nimeni de la spate, mi-am dorit să vin aici și chiar mă bucur. În prezent mă bucur foarte mult că am ales această opțiune. De ce ți-ai dorit tu să pleci? Pentru că erai la cea mai importantă echipă din județ, activa la Liga 3. E drept că acolo erau trei portari cu CV-uri. Da. Preda, Butoi și Celic. Și cu mine, da. Nu. Simțeai că ai pierdut, eu știu, în opțiunea antrenorului? Nu, nu, nu a fost. Domnul antrenor chiar a vorbit cu mine, mi-a arătat încrederea dânsului. Știți cum e în viață, fiecare om vrea la mai bine și nu mă simțeam în largul meu acolo, nu știu, poate nu m-am acomodat. Tu aveai experiență la Liga 3? Da, da, păi la Alexandria din afară de anul trecut, restul sezonului a fost mai la Liga 3, 4 sezoane. O grămadă de experiență. Da, da, am strâns meciul la Alexandria. Nu mă simțeam în largul meu și am decis că e mai bine decât să rămân la Roșiori și poate cu oricât de în formă aș fi fost, eram trei portari, treia să apere, poate chiar fiecare. Am decis că e mai bine să vin la Sporting, să am meciuri în continuare și asta e cel mai important pentru un portar. Dacă stai pe bancă și nu joci... Ai fost star la USC, s-a stat vreo 4 ani aproape și apără de... Da, asta 4 ani după, de la 26. Dar când ești la 22... Și deja nu comparăm Arlauskis cu noi. Nu, ca, nu, nu, nu comparăm nivelul, dar ideea da. E tot cam asta este. Și ce ai spus tu acum, că a stat de la 26, deja apucase să se... Da, el apucase, prinsese o experiență și... Da, da, da. E interesant, am auzit chestia asta cu portarii, că, domne, da, depinde și când, are, când survine perioada de întrerupere. Da, dacă intervine perioada când ești mic în formare, că, cum e... cazul meu la 22 de ani, încă nu poți să te compari cu un portar trecut de 26-27. Când se maturizează un portar? La 30 de ani. Păi mai ai? Da, mai am. Bine, asta contează și până la 30 de ani câte meciuri strâng și unde. Și cum te maturizezi? Și cum te maturizezi, da. Toate contează și ce faci în afara terenului. Și ce faci tu în afara terenului?
Gata, te-a prins. Ce să fac, când petrec timpul cu familia mea. Doar cu familia. Nu ai, așa, nu ai viață de high life mondenă? Nu, la facultate. La facultate? Păi da. Acolo te... Și acolo, la facultate, așa e, viață mondenă. Da. Nu? Nu, no, mergem să învățăm acolo. Da. Doamne, poți să mai zici o dată? Mai zi o dată, poate aude. S-a înțeles de prima. Deci omul merge la facultate să învețe, domne, nu... Păi. Ce ai găsit la Sporting Turnu? La Sporting Turnu, un antrenor foarte bun, profesionist, un grup de jucători foarte unit și pot să spun prin asta că anul trecut am văzut de ce Alexandria noi am pierdut trenul cu Roșiori. Un grup mult mai unit decât eram noi la Alexandria. Și, și din grupul ăsta unit de la Sporting Turnu, mulți ați trecut pe la FCM Alexandria. Din grupul unit... De la Turnu. Da, de la Turnu. De da, la Turnu, da. Nu de la, de la Roșiori, pentru că la Roșiori mai joacă un fost coleg de-al tău, Ionel Lătea. Da, da, da. Așa. La Sporting Turnu e David Urucu, ești tu portarul Leven Celic și Știrbu, care spuneai că a venit de la Plopeni, unde a jucat 2 ani, nu? Da. Înainte da. De emisiune și acum v-ați reîntâlnit în tricoul lui Sporting Turnu. Da, da, da. La Turnu Mogurel. Da. Practic e un nucleu de Alexandrene acolo. Anul trecut am jucat și cu Urucu și cu David. Știrbu am jucat cu el la Alexandria la Liga 3, ultima oară acum 2 ani, 2 ani jumătate. El a plecat, am făcut o escală și acum ne-a dus soarta din nou împreună. După un an de pauză, fotbalul telormănean cunoaște încă o dată, eu știu, emulația asta legată de fenomenul de a merge la stadion. Eu nu am văzut niciun meci la, la Turnu, n-am avut posibilitatea. Știu că avea municipiul Turnu Mogurel, avea o tradiție fotbalistică importantă, ea, mă rog, ce s-a întâmplat cu ea. A fost un an de pauză în care a lipsit fotbalul la seniori. De asta și setea asta foarte mare și ceea ce spunea și dumneavoastră, oamenii vin și vor veni. Și noi le primim. Sunt convins și că îi veți primi bine, pentru că, domnul Grafini, ați luat, cum se spune, taurul de coarne acolo la Turnu Mogurel. Adică nu ați... mergi doar așa, ați făcut o echipă, o băgăm undeva pe un stadion. V-ați apucat de treabă, ați făcut... Taură tot mai bine în față că în spate. Decât în spate, mai bine lei din față. Da. Ați reparat vestiare, ați reabilitat... Mi-au încercat-o de creare niște condițiile de... niște condițiile. Asta și de sprijinire și... împreună cu, cu primăria, terenul, adică lucruri de bază, adică orice loc trebuie îngrijit, trebuie reamenajat. Și noi n-am asumat asta. N-am asumat asta. Ați făcut, am înțeles că vreți să acoperiți și o parte din tribună? E deja acoperit. E deja acoperit? 200 de locuri sunt acoperite. 200 de locuri sunt acoperite? Acum asta să mă gândesc unde mai sunt 200 de locuri acoperite în... Telorman, la Alexandria să nu sunt? Nu, puține. Vreo 2-3 de unde se comentează? Noi 200, da. 210 locuri. 210 da, locuri. Următorul... erau acoperite și sâmbătă, dar ploile n-ai imposibilitat și... Și mai vreți să mai faceți lucruri de genul ăsta acolo? Nu. V-ați oprit momentan aici. Momentan aici. Nu, Rafini, câți jucători aveți acum sub contract sau care joacă pentru culorile? 20, mi se pare, da, 20. 20. Uh-huh. Jucători de primă mână. Aveți și jucători care, am discutat și cu Leven Celic, care au trecut pe la... Avem jucători din București, avem jucători din mai multe locuri. De la Sporting Roșiori de vede câte aveți? Știu că mai colaborați. Avem un alt jucător... Mitran? Da. Mitran a fost subiectul unei telenovele anul trecut. Eu n-am știut, eu, că nu mă ocupam de fotbal. Și l-au disputat mai multe echipe. Da, anul trecut. Dar da. A fost ceva destul de repede. Decât pe el aveți la Roșiori. Da. Păi Celică că a venut în faza a doua, dar Mitrana e transferat la noi definitiv. E jucătorul nostru. Uh-huh.
și e un băiat bun. Ca orice la ora actuală, ca orice jucător din turnul, ce a spus Celic e foarte important. La noi e o anumită atmosferă și asta trebuie să continuă. E un club sportiv. Se vorbește de aducerea lui Alexandru Bolțoi. Uh-huh. Un nume... E deja la turn. Care e deja la turnul, în timp ce noi vorbim. Uh-huh. Are peste 160 de meciuri în Liga 1, uh-huh. 30 ceva de goluri, uh-huh. pe primul eșalon fotbalistic. Nu e la vârsta pensionării totuși, are 32 de ani, e de seamă cu mine. Bine, pentru un fotbalist în vârstă prea tânără, dar încă mai poate juca fotbal de 2-3 ani fără nicio problemă. Obligatoriu. Vine Bolțoi? Eu cred că da. Da? Se antrenează, e deja 3-4 zile că se antrenează. Sunt anumite forme de făcut. De unde vine el? Al cui? Cine îl are în proprietate sau e liber? Nu, e liber de contract. E liber de contract și vrei să îl înregimentați la Sporting Turnu. Exact. La o echipă pentru sufletul lui. Rămâne de văzut. Exact. Mai pregătiți vreo astfel de bombă? Pe piața transferului? Da sau nu? Acum da, să ne spuneți da, dacă o bombă să te spun ceva, ce surpriză aia. Surpriză. Înseamnă că să ne mai așteptăm. Nu. Momentan ajunge. Momentan. Pentru Liga 4. Mâine deja... Dumneavoastră, Sporting Turnu, ce relație aveți cu echipa din Salcea, care a promovat acum? Ați luat locul? Ați făcut fuziune? Sau? Nu. Avem luat locul. Lor aveau interese de... o analiză de, că nu avevano forță financiară pentru Liga 4 și n-au cedat locul și lor au luat locul de la Buzescu, cum se pare, Liga 5. Mai rapid Buzescu 2. Da, Buzescu 2. Asta lucru e firesc, că și dacă ai promovat, dar este obiectivul, asta e potențialul nostru, nu? Și rimane, joacă. Nu, o relație... Normal. Mai avem 5 minute, dacă nu mă înșeală pe mine ceea ce mi se indică din emisie. A trecut repede timpul. Haideți să ne aruncăm o privire și pe rezultatele din ultima etapă, a 5-a, din Liga 4-a, campionatul județean de fotbal. Să trecem puțin în revistă ultimele întâmplări și de acolo. Dacă suntem pregătiți energia de emisie, să afișăm și pentru publicul telespectator. Iată, avem și marcatorii. Astra Ploska, Spic Popolovskia 1-1, Unirea Brânceni 3-0 cu Unirea Petrolul Videle, Dunărea Zimnicea 3-0 Viață Nouă Olteni, Vârtoape 0-3 cu Unirea Țigănești, Sporting Turnu Măgurele 3-0 cu Dinezeu Uda Clocociuc, toate golurile marcate după pauză, văd aici, Dumitrescu, Sălceanu și Latu, Voința Saelele 1-1 cu Rapid Buzescu, un rezultat interesant. Buzescu în continuare obține rezultate pozitive și FCM Alexandria Metalul Peretu 7-0. Mulțumim. Hai să te întreb pe tine, Levent. FCM Alexandria Metalul Peretu 7-0. Arată ceva rezultatul ăsta sau nu? Nu arată nimic. Peretu etapa trecută a pierdut 10-0 la Poloști. Ce să arate Alexandria 7-0 la Peretu? Dar Rapid Buzescu 1, Alexandria 0. Asta da, o surpriză, clar. Asta arată. O zi mai negră, asta se întâmplă. Au prins, o zi și ei mai slabă. Nu cred că trebuie. Vedo că se creează niște drame alucinante. Nu fește, nu e nicio dramă. O zi... Dar o surpriză a fost, o bombă, cum era. Da. Exemplu și noi cu... Diferența dintre Alexandria și Buzescu e mare. Între Alexandria și Buzescu e mare. Anche și noi cu, da, dar a fost un teren foarte greu. A fost foarte greu sâmbătă de jocat. Și o ninge, un contraatac, adică nu e ceva che trebuie să... Dacă se repete de 2 ore o de 3 ore, lucru schimbă, dar mai bine nu se întâmplă, nu? Cum e... Asta e clar, dar... Anul trecut am avut și Eleven știe o Liga 4 foarte, foarte puternică. Mult timp n-am mai avut. Slabă nu e nici acum.
Dar iată cum se... E în creștere, dar iată după etapa a patra deja o echipă. Bine, nu promovată se retrage, aruncă prosopul Inter Gălăteni. Anul trecut s-a păstrat echilibru mult timp până s-a retras Traian. Se retragă nu de un efect financiar, quindi probleme financiare, da. Asta poteva și că nu începea, era același lucru. Ne uităm puțin pe clasament, dacă suntem pregătiți în regia de emisie să ne aruncăm o privire rapidă și asupra clasamentului provizoriu după 5 etape bulversate de această retragere a lui Inter Gălăteni în Liga 4-a. Unirea Brânceni. Doamne, Unirea Brânceni este pe primul loc, 12 puncte. Îi felicităm, una dintre echipele și anul acesta cele mai frumoase din județ. Se face în continuare treabă. Iată că proiectul de la Brânceni, chiar dacă într-o localitate rurală, într-o comună, are continuitate. Baftă mare în continuare. Sporting Turnu pe poziția a doua cu 4 meciuri jucate, 10 puncte, deci un meci mai puțin decât Unirea Brânceni. Astra Ploska, 5 partide disputate, poziția a treia cu 10 puncte. FCM Alexandria, 4 partide disputate, un total de 9 puncte. Rapid Buzescu, 8 puncte din 5 meciuri și așa mai departe. Dunărea Zimicea, Voința Sărilor, Unirea Țigănești, Spic Poporoschia, Viața Nouă Olteni, Unirea Petrolul Videle, Metalul Peretu, Club Sportiv Vârtoape, Ajax Botoraga și Udinese Uda Clococeu. Ultimele două poziții, chiar 3, surprinzătoare în opinia mea. Domnilor, unde jucați săptămâna aceasta? La Buzescu. La Buzescu. Păi la noi e o chestie, între noi și Alexandria, cine joacă Alexandria în deplasare, noi jucăm peste două etape. Da, uitasem că mai discutasem subiectul ăsta. Ați început cum faceți pregătirea la event acolo? Aveți antrenamente săptămânale? Da, da, facem marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă meci. Luni avem liber. Asta e program profesionist. Aveți cantonament la tot. Suntem profesioniști. Sunteți profesioniști. Aduceți profesionalismul din Italia? Nu, e și aici. Există profesionalism românesc? Și Alexandria îl face, nu? Nu face antrenament Alexandria, Brinceni, nu? E, Brinceni nu prea face, lăsați. Face cu puțin jucători de vreo două ori pe săptămână. Avem. Nu cu tot lotul. Aveți cantonament acolo? O parte. O parte dintre băieți sunt... mă gândeam dacă la stadion e undeva un cantonament. Nu. Eu aranjat în maniera diferită. Îi cazați undeva... E tot organizat. E tot organizat. Ce proiecte de viitor așa până în iarnă mai aveți, domnul Rafini? Iată. Jucăm. Aveți prieteni în fotbalul telormânean? Oameni cu care vă sfătuiți? Nu. Nu? Dușmani aveți? Că de obicei. V-ați și făcut în fotbal vorbim? Nu cred, nu cunosc pe nimeni, quindi cunosc Boicila da mulți ani, che io nici mi gândivo, ho conosciuto presidente della Rosciori, Gabriel Gabi. Adică, dar restul sono primarul de la Țiganesti, adică, dar cunoștințe că erano dincolo de fotbal. Acum, încet, m-am cunoscut și alt. Dragi prieteni, timpul a expirat. Încă o dată, cine este Sporting Turnu Măgurele? Echipă pentru sufletul tău. Așa scrie pe logo-ul clubului. Îl vedem și noi aici. Așa, mai sus, să prindem și cadrul. Mulțumim, prieteni, mulțumim, dragi spectatori. Domnule Rafini, mulțumesc. Levent, Mulțumesc foarte mult pentru că ai răspuns la invitației. Am fost pe placul multora în seara asta. Aceasta a fost emisiunea Sportul Special din această după amiază de luni. Rămâneți în continuare cu Media Sud. După publicitate urmează știrile. Rămâneți cu noi.